Cred că nu doar de sărbători oamenii trebuie să împărtășească ce au mai aproape pentru ei. Am crescut altminteri la țară și bunica mi-a țin minte foarte bine, ori de câte ori cocea ceva, primul lucru pe care făcea scoțind coptura din cuptor era să iasă în uliță, în potecă și să împartă cu copiii care treceau pe alături, cu cineva. Dădea de sufletul cuiva, de sufletul apropiaților. Suntem în preajma Sfintelor Sărbători și lucrul acesta este cel mai firesc cu putință de a împărtăși, de a-i face părtași la masa noastră de bucurie. Și această mică bucurie pe care le-o putem oferi, cred că este foarte importantă și pentru ei și pentru noi. Cât privește felul în care se derulează, suntem abia în dimineață, deci sunt primii cumpărători, bănesc că lumea încă mai stă pe acasă. Sper totuși să se colecteze suficiente produse pentru a hrăni oamenii mai nevoiași timp de un an de zile, adică să aibă un impact de durată această campanie.